Pe data de 11 septembrie 1992, pe strada Pyre, din sudul orașului Los Angeles, s-a dat o amendă foarte neobișnuită. La ora 9 și 46 de minute, un polițist a scris procesul verbal pentru un Cadillac negru parcat ilegal. Nu era nicio îndoială că mașina parcată călca legea. Șoferul care se afla la volan nu a schițat niciun gest, nu a scos nici o vorbă. De fapt, nici nu putea. Era mort. Polițistul a fost foarte vigilent să-și facă datoria. Și-a strecurat mâna prin geamul deschis și a pus amenda frumos pe bordul mașinii în fața șoferului, fără să se preocupe de omul de la volan, ignorându-l cu desăvârșire. Paramedicii care au venit într-un final la locul evenimentului, aduși de altcineva decât polițistul cu pricina, au stabilit moartea șoferului cu cel puțin 10 ore înaintea luării amenzii. Acesta este pericolul care ne paște pe oricare dintre noi. Să fim vigilenți în religia noastră și să nu ne pese de Dumnezeu și de viața celui de lângă noi. Cu toată eleganța ne strecurăm procesele verbale înaintea semenilor noștri, fără să ne preocupăm de ei. Am văzut în primul episod din prorocia lui Ioel că letargia spirituală și formalismul religios al poporului l-au obligat pe Dumnezeu să le trezească atenția, trimițând o calamitate de proporții colosale. O invazie cu reverberații viitoare. Invazia lăcustelor mai întâi, iar mai apoi invazia armatelor babiloniene, care le-a transformat țara într-o pustie și le-a dus poporul în robie vreme de 70 de ani. În partea a doua a prorociei sale, Ioel se mută de pe revărsarea judecății lui Dumnezeu, pe revărsarea iertării și a binecuvântărilor sale, dar aceasta, condiționată de pocăința poporului, de mărturisirea publică a păcatelor lui, condusă de slujitorii Domnului. Capitolul 2, versetul 18. Domnul a fost plin de râvnă pentru țara lui și s-a îndurat de poporul său. Ce învățăm din această frază? Din această afirmație? În politica lui Dumnezeu, acolo unde apare pocăința, apare și îndurarea și mântuirea. Acesta este un adevăr copleșitor. Adică eu cad în păcat, îl disprețuiesc și jignesc pe Dumnezeu, îl fac de râs în fața lumilor spirituale și mă căiesc de ceea ce am făcut și Dumnezeu mă primește înapoi. Șterge cu buretele tot ceea ce am făcut, toate daunele pe care le-am provocat împărăției sale și mă reprimește ca și copil al său? Da. Doar pocăința rezolvă păcatul. Nu răzvrătirea, încă n-ați văzut nimic din tot ceea ce pot face. Numai pocăința rezolvă păcatul, nu autocondamnarea. Oamenii au dreptate, sunt un gunoi. Doar pocăința rezolvă păcatul, nu negarea. N-am greșit cu nimic. Unde scrie că e păcat? Doar pocăința rezolvă păcatul, nu autojustificarea. Comparativ cu alții, nu sunt chiar atât de rău. Conjunctura m-a împins aici. Oameni suntem, mai greșim. Doar pocăința rezolvă păcatul, nu mărturisirea formală. Ca să scăpăm de sentimentele neplăcute, ca să scăpăm de gura comunității, recunoaștem păcatul. Doar pocăința adevărată, doar pocăința autentică, acel regret sincer, urmat de cerere de iertare, de renunțare la păcat și de angajamentul de a trăi în ascultare de Hristos. Doar o astfel de pocăință autentică îl face pe Dumnezeu să se îndure de tine. Ești încălcit în mrejele celui rău de ceva vreme?
Te zbați să ieși de acolo, dar simți că funia ți se strânge tot mai tare decât și te împuținează și te sufocă. Oprește-te din zbaterile tale. Nu mai încerca să ieși cu fața curată înaintea oamenilor. Recunoaște-ți și mărturisește-ți păcatul înaintea lui Dumnezeu. Lasă-te de păcat și hotărăște-te să-L urmezi pe Hristos. Adică, pocăiește-te și El te va primi. Versetul 18 menționează două sentimente puternice. Gelozia și mila, după cum apare în original. Textul sună așa: Domnul a fost gelos pentru țara lui și s-a făcut milă de poporul său. Unii cred că Dumnezeu este o persoană care nu are sentimente. Fals! Dumnezeu este o persoană reală, întreagă, care simte cu putere raportarea noastră la El. Așa trebuie înțeles Dumnezeu. Dumnezeu nu este un mecanism de ceas care se mișcă după reguli și legi prestabilite. În Scripturi ni se spune că Dumnezeu are ochi, urechi, mâini, nări, gură, inimă, degete, brați, picioare, măruntaie, sigur. Acesta este un limbaj antropomorfic, adică îi se atribuie lui Dumnezeu forme, sentimente și însușiri umane, nu pentru că acesta ar fi o ființă fizică, ci pentru că El este o persoană reală, iar funcțiile organelor corpului omenesc corespund unor caracteristici ale ființei Lui. Dacă Dumnezeu simte cu putere orice raportare a noastră la El, cum îl fac eu să se simtă astăzi? Ce-am produs în inima lui Dumnezeu în săptămâna care a trecut? Dumnezeu simte cu putere raportarea mea la El. Cum l-am făcut să se simtă? Dacă pe noi ne doare când suntem tratați cu indiferență sau cu răutate sau cu ură sau cu dispreț, să nu uităm că și Dumnezeu are astfel de trăiri. Îl auzim exprimându-și aceste sentimente în Scripturi. Și cunoașterea acestui adevăr, și anume a faptului că Dumnezeu simte, ar putea fi o resursă pentru comportamentul nostru. Ca ori de câte ori suntem tentați să nu-L ascultăm, să ne aducem aminte că El simte cu putere raportarea noastră la El. Că pe Dumnezeu îl doare profund, El simte profund relația Lui cu noi. Nu că îl dezechilibrăm, dar îi producem durere. Dacă ar fi să încercăm să localizăm fizic, în trupul nostru, producerea unor sentimente, unde am localiza iubirea? Când spui că iubești pe cineva, unde simți iubirea aceasta? Nu e așa că undeva în zona aceasta? În inimă? Dar unde simți gelozia sau mila? Nu e așa că undeva în zona aceasta? Dacă ai trăit un sentiment de gelozie puternică sau de milă puternică față de cineva, verifică-te. Dacă ar fi să o localizezi fizic, parcă este undeva în zona aceasta, în măruntaiele noastre. Curios este faptul că cuvintele ebraice pentru gelozie și milă provin de la rădăcina cuvântului măruntaie. De aceea în Osea, capitolul 11, astfel se exprimă Dumnezeu: mi se zbate inima în mine și tot lăuntrul mi se mișcă de milă. Gelozia lui Dumnezeu este datorată iubirii sale heshed, adică o iubire legată prin legământ. Eu iubesc mai mulți oameni în jurul meu. Sper că pe cei mai mulți. Ar trebui să învăț să iubesc pe toți. Mai am de învățat, știu. Dar pe soția mea o iubesc altfel. O iubesc heshed. O iubire căsătorită. O iubire legată prin legământ. M-am legat de ea de bunăvoie și aștept să-mi fie credincioasă. Într-un astfel de caz, când iubesc în acest fel, gelozia este normală. Dacă cineva pe care îl iubesc obișnuit
mă înșală. Nu am pretenții maxime. Mă doare, dar nu-mi trezește gelozia. Între el și mine nu s-au făcut promisiuni, legăminte necondiționate. În schimb, când vine vorba de soția mea, orice flirt cu altcineva, orice înșelare mi-ar trezi o gelozie și o durere profundă. Exact așa este și cu Dumnezeu. El simte în măruntaiele sale gelozia pentru noi, dar găsește resurse să ne ierte și să se îndure de noi, adică să reia relația de la capăt atunci când ne căim de păcatul nostru. Pocăința noastră dă naștere milei lui Dumnezeu și astfel ne poate oferi iertarea, eliberarea de vinovăție și de pedeapsă. Oracolul lui Ioel merge mai departe. Domnul a răspuns și a zis poporului său: iată, vă trimit grâu, must și un de lemn proaspăt ca să vă săturați de ele și nu vă voi mai face de ocară între neamuri. Voi îndepărta de la voi pe vrăjmașul de la miază noapte, îl voi izgoni spre un pământ fără apă și pustiu, îi voi împinge partea dinaintea oștirii lui în marea de răsărit și coada oștirii lui în marea de apus, iar duhoarea lui se va ridica în sus și mirosul lui de putregai se va înălța în văzduh, căci s-a crezut grozav. Pocăința nu aduce doar eliberare, mântuire, ci conduce și la restaurare, am citit în acest pasaj. Restaurarea pe care Dumnezeu o promite cuprinde purtarea de grijă a lui Dumnezeu pentru nevoile noastre. Versetele 21 la 26. Vă voi răsplăti anii pe care i-au mâncat lăcustele, spune acolo. Restaurarea pe care Dumnezeu o promite cuprinde purtarea de grijă a lui Dumnezeu pentru nevoile noastre. Citiți versetele 21 la 26. Vă voi răsplăti anii pe care i-au mâncat lăcustele, spune acolo. Dumnezeu va îndepărta de la tine lăcustele care te-au pustit. Restaurarea pe care Dumnezeu o promite, în al doilea rând, ne asigură restaurarea numelui nostru, a reputației ce ne-am stricat-o. Versetul 26. Și poporul meu niciodată nu va mai fi de ocară. Restaurarea pe care Dumnezeu o promite mai cuprinde și descoperirea personală a lui Dumnezeu. Versetul 27. Și veți ști că eu sunt în mijlocul lui Israel, că eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru și nu este altul afară de mine. Pocăința nu este un favor pe care tu îl faci lui Dumnezeu, ci un favor pe care tu ți-l faci ție. Dumnezeu te va lua de unde ești și te va duce unde niciodată nu ai fi putut să ajungi despărțit de El. Oare încearcă Dumnezeu să-ți spună ceva acum? Pocăința ta autentică va conduce la eliberarea ta și la restaurarea ta. Îți va purta de grijă și îți va răsplăti anii în care ți-a fost greu. Îți va restaura numele, reputația ta și nu vei mai fi de ocară. Ți se va descoperi Dumnezeu în mod personal și vei ști că El este lângă tine și cu tine. Pocăința este un favor pe care ți-l faci tu ție. Încearcă oare Dumnezeu să-ți spună ceva? Observație interesantă. Dacă citim cu atenție pasajul restaurării, vom observa că vegetația va fi restaurată, animalele vor reveni la viață, poporul se va reumple de bucurie și vor fi îndestulați. Dar unde sunt preoții și casa Domnului menționați între cei afectați de pedeapsa lăcustelor? Preoții și casa Domnului nu mai apar în enumerarea restaurării. Restaurarea prezentă nu îi menționează deloc. De ce? Oare nu cumva Ioel, prin telescopul profetic, vede alte vremuri, vremuri care țin de scopul principal al lui Dumnezeu, și anume, fiecare credincios va fi un preot
al Domnului, iar casa lui Dumnezeu va fi chiar ființa celui credincios. Se prea poate. Oracolul lui Ioel merge mai departe. Versetul 28. După aceea voi turna Duhul meu peste orice făptură și fiii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor visa visuri și tinerii voștri vor avea vedenii. Chiar și peste robi și peste roabe voi turna Duhul meu în zilele acelea. Duhul Sfânt va fi turnat peste oricine cheamă numele Domnului, indiferent de vârstă, gen sau statut social. Adică Dumnezeu, în urma pocăinței, nu oferă doar resurse materiale, ci și spirituale. Pentru că Apostolul Petru citează acest verset în predica de la cinzecime, este clar la ce se referă Ioel prin cuvintele acestea. El se referă la vremea bisericii. Duhul Sfânt, una din cele trei persoane ale Trinității, a fost activ implicat în istoria omenirii încă înainte de ziua cinzecimii. Duhul Sfânt a fost activ la creație. Duhul Sfânt susține universul. A dat daruri speciale unor oameni ca să acționeze în conformitate cu planul și voia lui Dumnezeu. Dacă până la cinzecime Duhul Sfânt lucra punctual cu indivizi selectați pentru anumite misiuni, lucrurile se schimbă odată cu înălțarea Domnului Iisus, când Duhul urma să fie dat tuturor credincioșilor. Duhul Sfânt este cea mai neglijată persoană din Trinitate. Să avem grijă la Trinitatea greșită. Trinitatea nu este Tatăl, Fiul și Sfânta Scriptură, ci este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Deși în ultimul timp se observă o încercare de promovare a Duhului Sfânt, de multe ori rolul lui este prost înțeles și prost aplicat. Există mult fanatism și lipsă de echilibru în domeniul experienței relației cu Duhul Sfânt. Dacă diavolul nu te poate ține departe de experimentarea Duhului Sfânt, va încerca să te împingă prea departe și nesăbuit într-o așa zisă experimentare a Duhului. O întrebare foarte practică pentru noi cei de astăzi ar fi următoarea. Cum se manifestă prezența Duhului într-un credincios? Ioel ne spune, Duhul lui va fi vărsat peste toți ai lui. Dar cum se manifestă prezența Duhului într-un credincios? Scriptura ne spune cum. Ne spune următoarele lucruri. Ioan 16. Vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Am încheiat citatul Scripturii. Cum se manifestă atunci Duhul Sfânt în viața unui credincios? Găsim aici. Duhul Sfânt lucrează la inimile oamenilor, mustră, convinge omul de păcat. Ce mai face Duhul Sfânt? Îl călăuzește, îndrumă pe cel credincios în umblarea lui cu Dumnezeu. Ce mai face Duhul Sfânt? Îl ridică, îl prezintă, îl promovează pe Iisus Hristos, nu pe sine. Și nu pe om, ci pe Iisus Hristos. Apoi mai sunt alte pasaje din Scriptură care completează răspunsul la întrebarea noastră cum se manifestă Duhul Sfânt într-un credincios. Ce mai face Duhul Sfânt într-un credincios? Cum se manifestă? În al patrulea rând, împuternicește pentru slujire. Fapte 1 cu 8. Veți primi o putere și veți fi martori. Umplerea cu Duhul Sfânt are loc în folosul slujirii. În al cincilea rând, Duhul Sfânt în credincios conduce, ajută, este o resursă pentru biruirea ispitelor. După ispitire, Domnul Iisus s-a întors în puterea Duhului în Galileea. Ce mai face Duhul Sfânt în credincios? Dă autoritate peste duhuri. Pavel, plin de Duhul Sfânt, mustră pe Elima, vrăjitorul.
Ce face Duhul Sfânt în viața unui credincios mai departe? Produce recunoștință. Simeon, peste care era Duhul Sfânt, spune textul, îl binecuvintează pe Dumnezeu și îi mulțumește pentru promisiunea împlinită. Cum se manifestă Duhul Sfânt în credincios? Îi descoperă gloria cerului. Fapte 3:55. Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer și a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Cum se manifestă Duhul Sfânt în credincios? Contribuie la sfințirea credinciosului. Efeseni 5:11. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, ci dimpotrivă, fiți plini de Duh. Suntem îndemnați să fim plini de Duh, adică roada Duhului să se dezvolte și să se vadă în noi. Adică să umblăm cu băgare de seamă, să fim pricepuți, să înțelegem voia lui Dumnezeu. Duhul Sfânt în credincios contribuie la sfințirea credinciosului. Observați? În nici una din circumstanțele menționate în Scripturi nu se pune accentul pe trăirile emoționale ale individului umplut, ci pe acțiunea rațională rezultată în urma umplerii. Așa că verificarea umplerii cuiva cu Duhul Sfânt se face nu pe baza descrierii sentimentelor trăite, nici pe manifestările stranii și deseori dezumanizante pe care le vedem la unii credincioși, ci se face pe baza acțiunii raționale ce rezultă în urma umplerii cu Duhul Sfânt. Oracolul lui Ioel merge mai departe. Atunci, oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Căci mântuirea va fi pe muntele Sionului și la Ierusalim, cum a făgăduit Domnul, și între cei rămași pe care îi va chema Domnul. Vremea bisericii este vremea când oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Dumnezeu dă o perioadă de grație până la venirea zilei Domnului, cea mare și înfricoșătoare, în care orice om, din orice popor, să aibă șansa iertării și restaurării. Tu trăiești astăzi în vremurile din urmă. Până la ziua Domnului, cea mare și înfricoșătoare, mai ai libertatea de a chema numele Domnului. Poate că Dumnezeu are această vorbire pentru tine astăzi și te cheamă să-i răspunzi. Cumva tot îi răspunzi. Fie îl respingi, amâni, fie îl primești. Ține de tine răspunsul și consecințele răspunsului tău. Încă ne aflăm în perioada de grație. Încă mai putem chema numele Domnului. Numai că istoria nu se încheie pe acest ton. Cuvântul lui Dumnezeu întotdeauna prezintă întreg tabloul. După perioada de grație, când oricine poate chema numele Domnului, ca să fie mântuit, va veni și vremea judecății. De aceea, Ioel continuă pe această temă în întreg capitolul 3. Să se scoale neamurile și să se suie în vaia lui Iosafat, căci acolo voi ședea să judec toate neamurile de prin prejur. Iosafat înseamnă Dumnezeu judecă. Valea lui Iosafat înseamnă valea unde Domnul judecă. Dar valea lui Iosafat mai poate însemna valea unde Iosafat, străbunicul lui Ioas, a învins coaliția vecinilor, Moab și Amon. Biruință cu ajutorul lui Dumnezeu. Biruință în care Dumnezeu a făcut totul. Dumnezeu s-a luptat. Putem citi în 2 Cronici, capitolul 20. În clipa când au început cântările și laudele, Domnul a pus o pândă împotriva fiilor lui Amon și a lui Moab și împotriva celor din muntele Seir, care veniseră împotriva lui Iuda și au fost bătuți. Adică valea unde Dumnezeu va birui. Valea lui Iosafat mai este și valea ultimei bătălii a istoriei, Armagedonul. Să se scoale neamurile și să se suie în valea lui Iosafat, în valea unde Domnul va judeca. Lecția de viață pentru noi este înțelept să iei tu decizia de a-L urma pe Dumnezeu înainte ca să ia El decizia de a te judeca pe tine.
pentru că judecata din Valea lui Iosafat va avea loc. De aceea spun, este înțelept să iei tu decizia de a-L urma pe Dumnezeu înainte ca să ia El decizia de a te judeca pe tine. Câtă vreme te afli în perioada de grație, ai șansa iertării. După aceea, gata. Unele oportunități vin o singură dată în viață. Acest adevăr este valabil chiar și în cele spirituale. În 1973, Gary Kildall a scris primul sistem de operare pentru computer. Era numit CPM. Firma IBM l-a abordat pe Kildall în anul 1980 pentru a-i oferi dezvoltarea sistemului său de operare pentru computerele IBM. În ziua întâlnirii, Kildall a preferat să-și încerce micul avion personal de curând achiziționat și nu a mers la întâlnire. Frustrați, executivul IBM s-a îndreptat spre un tânăr numit Bill Gates, care avea o mică companie de software numită Microsoft, unde dezvoltase un sistem de operare numit MS-DOS. La 14 ani după acest eveniment, Bill Gates valora 8 miliarde de dolari. Acum averea lui se ridică la peste 50 de miliarde de dolari. Despre Kildall, biograful lui scria, citez, a fost un tip inteligent, dar care nu a prevăzut cât de importantă va deveni piața sistemelor de operare. Am încheiat citatul. Tot așa, Dumnezeu ne vorbește când într-un fel, când într-altul. Dacă răspunsul nostru va semăna cu cel al lui Gary Kildall, preferând să ne distrăm cu jucăriile noastre, vom sfârși ca el, mai săraci. Și aici nu mă refer la sărăcia materială. Prorocul Ioel a început cu anunțarea pedepsei și a încheiat cu anunțarea posibilității restaurării. A început prin sublinierea necesității pocăinței autentice și a încheiat cu promisiunea iertării veșnice. Ioel a încercat să trezească poporul, să iasă din indiferența și formalismul spiritual ca să poată căpăta mântuirea lui Dumnezeu. De aceea, mesajul lui Ioel pentru noi astăzi ar putea suna așa. Când tu îți sfâșii inima, nu hainele, înaintea lui Dumnezeu, și Dumnezeu își va sfâșia inima pentru tine. A făcut-o deja. Pe Golgota, dealul pe care Iisus Hristos și-a dat sângele pentru iertarea păcatelor tuturor acelora care îl vor urma. Să nu crezi că tu vei găsi o cale ocolitoare, nu de alta, dar nu există.